Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară pentru noiembrie 2021. Dragii mei, haideți să vedem ce mesaje primiți de la îngeri pentru această perioadă. Și repet, nu vă fixați doar pe calendarele umane, să știți că o etalare poate să vibreze, să se manifeste multe luni înainte sau după, în fine. Mesaje de la înger pentru fecioare. Mesaje de la înger pentru fecioare. Tot câte două, câte două. Întoarceți-vă inima către lumină, iubește ceea ce ești și dați-vă șansa la dragoste. Întoarceți-vă inima către lumină. Interesant. Și iubiți-vă așa cum sunteți. Chiar dacă ați greșit, chiar dacă cineva v-a făcut să regretați niște acțiuni, iubiți-vă așa cum sunteți. Încercați să vă detașați emoțional de o situație neplăcută. Eventual să mergeți către nouă de cupe, de-aia întoarceți-vă inima, cupa, da? Către lumină, către nouă de cupe. Acolo este o energie pozitivă în care vă iubiți. La nouă de cupe vă iubiți așa cum sunteți. Trebuie să treceți în această transformare și să vă concentrați pe dragoste. Și dragostea are mai multe forme de existență și de exprimare. Da? În timp ce am amestecat, a vrut să se arate nouă de cupe, da? Deci lăsați în urmă cupele goale și întoarceți-vă inima către lumină, dați-vă șansa la dragoste, dragoste față de voi, în primul rând. Dar în sensul frumos al cuvântului, nu deveniți nici prea perfecționiști, repet, iubiți-vă și cu greșeli și cu defecte și cu diferite situații pe care le-ați trăit. 9 de cupe este o stare de bine, de bucurie, posibil care va veni ca un trăsnet după o situație dezechilibrată cu un personaj poate prea rațional sau dimpotrivă cu regele de spade invers irațional. Regele de spade marcaj puternic pe gemeni, balanță sau vărsător. Poate acest personaj, pentru că în setul de cărți arată, se vede un bărbat cu spada în jos care nu comunică, posibil pentru unii să comunice brusc, într-un mod neașteptat, ceva care să vă aducă bucurie, ar fi frumos, ar fi frumos. Este un mesaj scurt, vedeți cum se manifestă, este o energie neprevăzută, trăsnet. Dar în seria clarificatorilor se pare că acest semn de aer revine. 7 de spade este mincinosul care fuge de la locul faptei, cu alte cuvinte, sau strategul. Da? O situație în care cineva poate să fugă de emoții, poate să fugă de responsabilități, poate să fugă de comunicare, 3 de spade și uite așa produce răni, da? Decepții, suferință. Lui, altora, cuiva. Iar este aer. Probabil că încă vă mai gândiți la această situație, încă vă mai afectează decepția aceea? Poate. Dar e foarte posibil să apară. O să vedem cât corespunde acest mesaj cu ce cărți vor mai veni la capătul setului de cărți, asul de cupe și patru de bâte. Da? Vă doriți să vă vindecați de un blocaj mental, de gândurile obsedante față de ceva de un trecut neplăcut eventual, 9 și 8 de spade, ca să puteți manifesta echilibru, bucurie cu prietenii, cu familia, că vorba aia mai e un pic și vine Crăciunul. Dar cât mai e? O lună, da? Hai să-mi pun cărțile la loc. Am spus și la alte etalări, dacă le-ați ascultat, că aș vrea luna aceasta să folosesc și cărțile invers. Așadar, dragii mei, cei cu planete, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, în această transformare a voastră prin care treceți de mult timp, că transformarea nu se întâmplă peste noapte, clar, iar este un moment în care probabil că vă aduceți aminte de niște, dacă personajul din trecut revine cu niște mesaje, poate vă aduceți aminte de emoțiile negative cu care ați rămas și de-aia e bine să vă întoarceți inima către lumină.
Oricum, repet, 8 de cupe confirmă nevoia liberării de cupele goale, de situațiile neplăcute. Fecioară. Soarele, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Fecioară. Noiembrie 2021. Ștecăcen sau în love seamănă cu 6 de spade. Trebuie să faceți o călătorie mentală, emoțională, în care vă proiectați mai întâi într-o lume în care sunteți deja cu cineva și vă iubiți și vă înțelege și e totul bine. Și uite, așa vă eliberați de gândurile negative. Amândouă reprezintă eliberări de gânduri negative. Fecioară, soarele, luna, Venus, ascendent, nodul nord, fecioară. Central. Puterea. Vă luptați cu voi, cu impulsurile voastre, provocarea este 2 de spade. A fost un blocaj, o tăcere între voi și cineva, sau cine, eu știu, voi ați blocat, ei v-au blocat, dar blocajul a fost necesar ca să alegeți și unul și celălalt. Am zis de câte ori am putut, în momentul în care unul alege și celălalt alege, evident, pentru că nu ne lăsăm aleși. În trecutul îndepărtat, interesant, ego, vai, deci am niște înțepături. Cum aș putea să le descriu? Cu această putere central este lupta egoului. Dintre egoul vostru și egoul cuiva, este egoul ca subiect central într-o anumită poveste pe care o trăiți voi. 7 de cupe. 7 de cupe, dar a venit invers. Iar în trecut, probabil că ați avut niște opțiuni și ați ales una din opțiuni. Poate că ați ales greșit, dar au apărut mai devreme și 3 de spade, decepțiile. Acum, depinde acest trecut, o să și clarific, de cât timp e, cât e de îndepărtat, variază de la persoană la persoană, dar 7 de cupe invers sugerează și faptul că vă eliberați de confuzii. În această tăcere și blocaj pe care l-ați manifestat și alegere pe care ați manifestat-o sau încă se manifestă, da? Pentru că 8 este central, este transformare centrală, 8 avem și aici. Ați înțeles niște lucruri. În ultima vreme, Marele Preot invers. Marele Preot înseamnă un profesor spiritual, un ghid. Dar mare grijă către cine vă duceți ca să vă ghideze spiritual, pentru că este invers. Mare, mare grijă. Avertisment pentru unii dintre voi. Nu toți profesorii spirituali sunt ceea ce încearcă să pară. 2. Marele Preot înseamnă și căsătorie și tradiții și cultură. Eventual înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă cu 7 de cupe. Nu mai aveți confuzia, o anumită confuzie sau o anumită percepție despre tradiție, despre familie, despre religie, despre cultură, se transformă ceva. 8. Creșteți spiritual, să sperăm, pentru că totuși cartea a venit în poziție normală. Dar o să clarific. Acestea sunt mesaje generale. În viitor apare cavalerul de monede invers. Voi de obicei, cică. Acest cavaler de monede reprezintă zodia Fecioarei, care este meticuloasă în abordarea, eu știu, proiectelor pe care le face. Dar în viitor, ori renunțați la un proiect, ce-o fi, sau persoană, sau ce ar putea să fie, ori poate apăsați pe accelerație. O să clarific. În viitor, în prezent și viitor apropiat, interesant, roata norocului, dar invers. Lucrurile cam stagnează. Când e roata norocului invers, nu prea îmi place. E o... Dar, repet, o să clarific, dar totuși faptul că a venit invers înseamnă că e o mișcare negativă. Vine cineva din trecut, interesant, cum am zis mai devreme. Poate vine cineva din trecut. Poate, pentru că avem un 10 aici și un 10, să fie cineva pe care l-ați întâlnit sau ați întâlnit-o în octombrie sau cineva cu marcaj în balanță. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Marcaj. Sfatul 6 de spade, dar invers. Întoarceți-vă, trebuie să vă întoarceți, să faceți o călătorie și să vă întoarceți. Ia ce frumos, da? Uite, uite, 6 de spade. Am zis de 6 de spade chiar de aici. Dați-vă șansa la dragoste. Dar această șansă la dragoste, întoarceți-vă inima către lumină. Întoarceți-vă. Faptul că a venit 6 de spade invers e o întoarcere, nu e plecare, e o întoarcere.
Trebuie să vă întoarceți undeva. Undeva unde reușiți să vă iubiți așa cum sunteți. Sau sunteți iubiți așa cum sunteți. Poate că nu știți, dar întorcându-vă descoperiți că persoanele de care v-ați îndepărtat vă iubesc așa cum sunteți. O să clarific. M-am cam bambalat, nu știu de ce m-am bambalat până acum. E o stare, un stres. E un stres. Încredere sau neîncredere, e oricum ego în joc. Ce vă influențează interesant turnul pe care l-am văzut mai devreme, dar invers, separarea de cineva. Un șoc, un eveniment șoc care vă influențează. Schimbarea, interesant. Turnul aduce schimbare, roata norocului aduce schimbare, dar faptul că sunt invers. Ori voi vreți să vă întoarceți către cineva, ori cineva ar vrea să se întoarcă către voi. Vom trăi și vom vedea. De ce vă este teamă de spânzuratul, dar din păcate a venit spânzuratul invers. Zic din păcate pentru că acest spânzurat invers este un mesaj pozitiv, dar în poziția fricilor. Vă este teamă să vedeți o altă perspectivă? Eventual, vă este teamă să vă eliberați? Îmi pare rău că trebuie să vă zic, dar aveți o teamă. Nu reușiți să vă eliberați de ceva. Pentru că spânzuratul invers arată eliberare. În poziție normală, constrângeri, lanțuri, sacrificii, dar faptul că a venit invers în poziția fricilor vă este teamă. Ori de prea multe sacrificii, ori, repet, o să clarific, de faptul că nu vă puteți elibera de cineva. Ia uite, ce vă doriți? Trei de spade invers. Asta e eliberarea de suferință. Dar conștientizați că încă sunteți într-o energie negativă. De-aia și mesajele au zis. Iubiți-vă așa cum sunteți, chiar dacă ați dat failure, eșec, ce vreți voi, cum vreți voi să ziceți pe o situație, pe un proiect, pe o persoană, o relație. Se întâmplă tuturor, iertați-vă, iubiți-vă așa cum sunteți, întoarceți-vă către credință, către lumină. Ce zice? Contemplează aici, contemplează, meditează la un moment în viața ta când ai experimentat dragostea, că să-ți aduci aminte că ai trăit-o, tocmai pentru că ești într-o energie oarecum negativă. Oarecum negativă. Dar trei de spade invers este iar un plus. Faptul că vă doriți vindecarea, chiar dacă știți unii dintre voi că vine mai greu, poate că vă este dor de persoana care v-a rănit, se întâmplă și așa ceva, e un paradox, dar se întâmplă. Iar vom trăi și vom vedea. Cu o întoarcere. Ce reușiți să faceți? Trei de cupe invers. O să clarific magicianul invers. Interesant. Regina de spade, regele de spade, l-am văzut mai devreme, regina de spade tot invers și asul de monede. Asta e bine, asul de monede. Probabil vine mai spre sfârșitul lunii sau poate la începutul lunii viitoare. Manifestați totuși în început, destul de greu. Trei de cupe. Ieșiți eventual dintr-un triunghi. Magicianul invers și regina de spade invers. Magicianul invers iar nu e energie prea bună. Este cineva care are tendința să manipuleze sau să se păcălească pe sine. Crezând, sperând ceva. Regina de spade invers, iar nu e cea mai corectă și nici cea mai expresivă în sensul pozitiv al cuvântului. Până una alta, la mine, la fereastră, a venit Merlin, s-a întors, să zic. Merlin, rămâne de văzut la voi cine să se întoarcă, dar cred că se întoarce cineva. Însă, cu trei de cupe invers, puteți să manifestați un echilibru emoțional dacă vă eliberați de o persoană care are tendința, am văzut și șapte de spade, să vă păcălească sau să fugă de responsabilități, de comunicare sau să vorbească într-un anume fel, ori negativ, ori manipulator.
Da, 3 de cupe invers duce către 2. Un echilibru emoțional, repet. Vă găsiți în preajma cuiva, cineva vă susține eventual, ca să începeți ceva de la nou, să începeți ceva nou, un proiect, o relație. Dar aceasta se poate face doar eliminând al treilea element. Că e persoană, că e hobby, că este ceva care, da? La care trebuie să renunțați. La capătul setului de cărți, 9 de spade, vă îngrijorați voi sau cineva. Regina de monede, regele de băte invers. Și moartea. Temperanța, trebuie să vă vindecați de o situație în care n-ați crescut eventual de o mamă, pentru unii mamă sau soție, mama copiilor manipulatoare, pentru unii, da? Sau o situație în care n-ați crescut. Trebuie să vă vindecați. Vindecarea aceasta știu că am mai văzut-o multe etaluri chiar mai bine de niște ani. Acum depinde de voi, poate e experiență nouă, poate e mai veche. Și încă vibrează acea rană, acea situație, pentru că rănile vechi se tratează greu, da? Ca o boală cronică, da? Nu e o chestie acută, este cronică și atunci tratamentul durează. Da, e o separare de cineva. Dar separare necesară. Toate separările sunt necesare pentru creșterea noastră spirituală. Vă faceți griji că eventual, nu aveți curajul, cineva și-a retras interesul față de voi, sau cineva își face griji, dacă voi v-ați retras interesul față de ei, s-ar putea ei să-și facă griji. O să clarific. Dar e un stres, o grijă. Merlin, te rog, lasă-mă. Da, așa simt. Că există o grijă din cauza unui final, această moarte. Dar nu vorbesc de boală, nu, nu vorbesc de boală. Moartea înseamnă încheiere de, eu știu, de poveste, necesară transformării. Și eventual după această încheiere, unul dintre voi, voi sau ei, vedeți unde sunteți, rămâneți în gând, în trecut și nu aveți curajul să manifestați, să vă reechilibrați. Eu sper, pentru că sunt la etalarea voastră și trebuie să țin cu voi, nu? Că așa e frumos. Sper că cealaltă persoană e în starea aceasta de griji și voi totuși. Voi vă găsiți puterea centrală. Pentru că e o carte arcană, majoră, foarte, adică toate sunt puternice, dar este chiar central și asta e important. Vă transformați sufletul, vă transformați egoul, ieșiți totuși din niște karme, din niște lanțuri, ieșiți. Mai greu, dar ieșiți. Este lupta voastră, acest opt, da? Călătoria voastră personală pe acest ocean emoțional și mental prin care trecem prin fiecare experiență și prin fiecare întâlnire pe care o manifestăm în viața noastră, da? De orice natură ar fi acea întâlnire. Profesională, emoțională, familiară, nu contează, da? Aici este 8 și 8, trebuie. E musai să vă iubiți așa cum sunteți, să nu uitați că sunteți ființe deosebite, încântătoare, care meritați lucruri minunate și meritați să fiți iubiți. Nu manipulați, nu păcăliți. Hai să totuși să clarificăm. Ia. Pentru unii, mai simt un mesaj. Aveți în suflet un loc special pentru o persoană puternică, o persoană lângă care simțiți că ați putea să schimbați lumea, nu doar pe voi. Iar e un mesaj special. Simțiți că dacă ați fi împreună cu acea persoană, ați fi un cuplu puternic.
Și încă, prin toate câte treceți, acestea, celelalte cărți să fie aspecte separate sau situații separate și acesta să fie un mesaj special despre o anumită persoană. Da. Hai să vedem. Da? Clarificăm puterea centrală pentru Fecioară. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Lună, Venus, Fecioară. O dată. De două ori. De trei ori. Regina de Pământ, asta sunteți. Da. Aici sunteți voi. Semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Dar aveți puterea să vă transformați, repet, să creșteți spiritual unii dintre voi. Iar după o situație apare moartea, da? Moartea egoului. Da, poate să fie acea, zic poate, pentru că eu văd întotdeauna și de-aia și ascultați etalele mele, pentru că vă dau mai multe variante, da? Văd pentru unii, repet, ultimul mesaj e valabil. Mura, te rog, stai cu minte. Las-o pe Merlin în pace. V-ați separat de cineva cândva. Situația este, povestea respectivă e încheiată și totuși, depinde ce planete vă reprezintă în zodia Fecioare, totuși, repet, ați păstrat un loc special pentru acești oameni pentru că sunt puternici, pentru că vă dau putere, da? Într-o formă sau alta. Poate comunicați emoțional, telepatic cu acei oameni și vă ajută într-o formă invizibilă să vă transformați. Să fiți puternici, chiar dacă treceți prin niște situații dezechilibrate. Clarificăm doi de spade invers, o dată, de două ori, de trei ori pentru Fecioare. Ia uite, regina de spade. Semn de aer, dar nu obligatoriu semn de aer. Cineva cu marcaj puternic în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar despre acesta este vorba. Bărbat, femeie, nu contează, poate să aibă ascendentul, da? Sau, da. Te rog, Mura? Mura? Da? Ați ales, deja doi de spade este ați ales, ați înțeles niște lucruri. Într-o perioadă de tăcere, de ce-o fi fost? Au fost conflicte interne, dar ați ales ceva. Ia să vedem totuși ce ați ales. Sau poate ei au ales. O dată, mai dăm o parte ce au ales o dată. De două ori. Te rog, stai cu minte. Am treabă. De trei ori, da? Am treabă. Nouă de cupe. Ori ei au ales să se iubească în forma lor, fiecare cum înțelege. Ori voi ați ales să vă iubiți, da? Și uite așa, iubindu-vă, nouă de cupe, să creșteți și să vă găsiți puterea. E frumos mesajul, eu zic că e frumos. La capătul setului de cărți, faetonul. Vă pregătiți să mergeți către stea, către destinul vostru. Clarific în șapte de cupe invers. În trecutul îndepărtat. Uf! Șase de băte a vrut să se arate. Celălalt le pun la loc. Și aerul, iar aerul acela, iar aerul acela. Poate voi sunteți semne de aer cu marcaj în Fecioară. Poate altcineva e semn de aer. A, sunt trei? Nu. Ia să vedem. Șase de băte. Da. Gândul, aerul, da, gândurile voastre la un moment dat în trecut s-au clarificat, da? N-au mai fost în confuzie, da? Ați făcut ordine în mintea voastră la un moment dat, în trecut, în legătură cu posibil semnul de aer, care tot a apărut, zic așa, pentru că am tot văzut aer, rege de spade, regina de spade, aer, da? Posibil. Ați înțeles niște lucruri legate de ei și ați stabilit în trecut că vreți să aveți victorie. Acum, ce înseamnă victoria aceasta? Iar variază de la om la om. Vreți să schimbați energia. Deci, schimbarea de energie vine ca și dorință din trecut. Vreți să aveți victorie?
asupra acelei confuzii. Clarificăm Marele Preot invers în ultima vreme. O dată, de două ori, de trei ori. Oh, nici n-a așteptat. 8 de, 8 de cupe. 8 de cupe. Interesant e că apare magnetismul și pasiunea. Magnetismul și pasiunea pentru cineva. V-a făcut să vă detașați emoțional, este pe orizontal, nu e total detașarea, nu e totală, dar să vă detașați emoțional de creșterea voastră spirituală, interesant cum vine mesajul, ori de tradiție, ori de familie, de-aia apare Marele Preot invers, interesant. Mai dăm o carte pentru acest trecut apropiat. O dată, deci 8 de cupe și Marele Preot. Poate vreți să vă detașați de un personaj cu planete în zodia Taurului. Ca să concepeți ceva nou. Dacă nu mă înșel, parcă la voi, parcă acum am văzut o împărăteasă invers și cu concepția și cu 8 de cupe și Mare de Preot invers, poate. E un mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea, vă rog, pentru că aceste canalizări sunt detalări colective, dar mesajele vin. Și pentru anumite persoane, da? Neapărat pentru colectiv. Probabil că în ultima vreme s-a pus problema conceperia unui proiect sau a unei chestiuni, proiect, relație, copil, undeva în afara căsătoriei sau fără să fiți căsătoriți. Nu neapărat să fie într-o situație de triunghi amoros, nu e obligatoriu, dar e într-un mod netradițional, mai bine zis, că e concepție de proiect într-un mod netradițional, neortodox. Tocmai pentru că acele reguli vi se par stupide și vreți să vă bucurați de 9 de cupe. Pentru cine o fi acest mesaj, vedem. Dar, în ultima vreme, să revin la alt mesaj, mai general, în ultima vreme v-ați gândit să începeți ceva nou, pentru că apare totuși un as de monede. Se va materializa această dorință. Dar sunteți conștienți că trebuie să lăsați, repet, cultura, tradiția, o structură tradițională, să o lăsați în urmă sau să vă influențeze mai puțin. Totuși, 8 de cupe nu este, repet, cu capul în jos, este pe orizontal. Alegeți, apropo de alegeri, alegeți. Ce vă face fericiți, da? O să vedem sau vedeți voi cum se leagă aceste mesaje, dacă se leagă sau dacă sunt doar aspecte separate în viața voastră, pentru că fiecare carte înseamnă o întrebare, da? Clarificăm roata norocului în prezent. De ce este invers odată? Uf. Cineva? Ce face? Interesant. A venit asul de monede care se va materializa cu regele de foc. Da, în prezent vreți să faceți ceva exact, vreți să concepeți ceva. Eventual cu regele de cupe, de foc, că era clubs, de foc, aveți pasiune să începeți ceva sau o nouă pasiune să naște în viața voastră? Și vreți să renunțați la, poate voi vreți să renunțați, roata norocului invers. E o renunțare la ceva, cum am zis mai devreme și aici. Oare cum se leagă, dar voi știți cum se leagă în viața voastră. Nu vă crește scenariul, aveți liberul arbitru, chiar aveți. Regele de foc, asul de monede.
La capătul setului de cărți. Asul de regele de spade și îndrăgostiții și 5 de monede. Sau altcineva din viața voastră vrea să înceapă ceva nou? Acum, din punctul meu de vedere, dacă altcineva din viața voastră vrea să înceapă ceva nou, pe mine nu mă interesează atât de mult. Pe mine mă interesează că, totuși, cele două cărți sunt pozitive. Asul de monede în poziție normală și regele de foc în poziție normală. Am înțeles mesajul. Dacă simțiți că lucrurile stau pe loc și că energiile unor situații, unor oameni, vă trag în urmă, vă aduc ghinion. Dragii mei, aveți puterea, apropo de liberul arbitru, aveți puterea, autoritatea, pasiunea, încrederea să începeți ceva nou. Cu alte cuvinte, aveți puterea să schimbați această energie, această roată a destinului, a norocului. Și am fior când spun lucrul ăsta, pentru că știu că e adevărat, dar totul depinde de încrederea în noi. Este o figură autoritară care ține de acțiune, este foc, ține de acțiune. Da? Nici de mental, nici de emoții, de acțiune. Care, prin pasiunea sa, prin focul său creator, poate să manifeste în materie. Dar dați-vă șansa să vă iubiți, să aveți încredere în voi, da? Să vă concentrați pe ceea ce vreți să creați. Și atunci se schimbă energia. Pentru că cele două cărți sunt foarte pozitive, clarificând o energie, o carte care exprimă ceva negativ, da? Roata norocului invers exprimă ori stagnare, ori ghinion. Dar aici este capacitatea noastră. Apropo, și puterea. Puterea înseamnă transformare, alchimizare. Și regina de monede vă poate reprezenta pe voi. Energia voastră feminină are această capacitate de a se alchimiza, transforma, de a trece înspre masculin, iar și focul să devină creator de noroc, de spor, de potențial, da? Mie mi se pare fain. Sper că și voi vedeți acest potențial. Clarificăm 6 de spade invers, sfatul, odată. Patru de cupe. Deci, 4 de cupe, 5 de cupe, cu alte cuvinte, și 4 de bâte. 4, 5, 4. Acasă, probabil că ați avut niște supărări unii dintre voi. Acasă, în cuplu. Și trebuie să vă întoarceți, scuzați-mă, să vă întoarceți acasă, unii dintre voi. Dar interesant, la capătul setului de cărți apare 10 de spade, dar invers. Și în spate 3 de cupe, în poziție bună. Adică, o bucurie se va manifesta în momentul în care începe să schimbați, apropo de 10, 10 și aici și la roata norocului, da? Să schimbați doliul, suferința, senzația de pierdere, de negativ, de ghinion, da? Dacă vă întoarceți gândurile, poate chiar o călătorie în fapt să fie importantă, să vă întoarceți către cineva de care vă e dor, eventual. Hai, mai dăm totuși alte cărți pentru 6 de spade invers. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, vulnerabilitate și faetonul. Faetonul, poziție bună. Da, dorința de a călători către destinul vostru și în această călătorie către destinul vostru implică vulnerabilitate, deschidere. Trebuie să vă întoarceți eventual, dragii mei, iar e o întoarcere, da, întoarcere și la roata norocului și aici este iar o roată. Eventual să vă întoarceți în voi
și să vă vedeți, să vă iubiți așa cum sunteți. Da? Așa. Perfecți sau imperfecți? Sau să iubiți pe cineva așa cum e, perfect sau imperfect. Dar clar este vorba și de o călătorie cu faetonul, care face parte din destinul vostru. Călătorie de recunoaștere a unor sensibilități. Trebuie să intrați, interesant, e întoarcere, să intrați în cercul dragostei, unii dintre voi. Și dragostea, repet, poate să însemne și dragoste față de voi și de aproapele și de o anumită persoană. Interesant, mai dăm o carte pentru această deschidere și șase de spade invers o dată de două ori, de trei ori. Doi de cupe, vai ce mă bucur, vai ce mă bucur. Da, v-a fost dor, șase de spade iar, dar v-ați îndepărtat de cineva, de sufletul vostru, pereche, măi. Sau dacă nu e sufletul, dacă nu e o persoană iubită, poate să fie un prieten drag, un prieten de suflet, sufletul pereche, doi de cupe, poate să fie un prieten drag, față de care puteți să fiți deschiși, trebuie să vă întoarceți, aici este sfatul, să aveți încredere că puteți începe ceva nou și acest suflet pereche vă susține. Am zis, este cineva care vă susține, știți că vă susține, că v-a fost doar cinci de cupe, ați plâns și unul și altul. Șase de spade, iar. Chiar e dragoste. Puf, ce fioram. Ce fioram. Pentru cine o fi, dar mă bucur. Clarificăm turnul invers. Influență exterioară o dată, de două ori, de trei ori. Ia uite. Lilith. Diavolul. La capătul setului de cărți, visul, justiția, energia. Ce, mai dăm o carte totuși. Ce simt? Simt că cineva se gândește, visează obsedant, periodic la voi. Eventuală o reconstrucție cu turnul invers. Iar la o întoarcere, hai să clarificăm. Mai dăm o carte, o dată, de două ori, de trei ori. Ah, ce frumos, soarele! Soarele! Dar, dragii mei, bine ar fi să nu mai fixăm zodii pe arcanele majore sau pe unele din arcanele majore. Soarele este atât de general încât, vă rog, nu-l asumați unei singure zodii. Soarele. Cred că e acest suflet pereche sau flacăra voastră geamănă pentru unii. O persoană care vă transmite lumină. Dar este și o intoxicare, iar o obsesie. O dependență, într-un fel unul de altul, care trebuie rezolvată tocmai ca să se manifeste tot ce e mai pur între voi. Ce mesaj îmi vine. Că ați sărutat acest personaj sau nu l-ați sărutat niciodată, dacă l-ați sărutat, ați rămas și unul și altul blocați la acest sărut, care vă aduce lumină. Și repet, dacă v-ați separat, există această dorință obsedantă să vă regăsiți măcar încă o dată, să vă mai sărutați o dată, să vă mai îmbrățișați o dată, să vă mai vedeți o dată. E un dor, am zis, e un dor foarte mare, cred că are legătură cu ce am zis la sfat. Da, uite, dor am zis, da? Iar au apărut aceleași cărți, da? Șase de spade. Are legătură cu ce am zis la sfat, da? Dragoste de care a trebuit să vă îndepărtați. Și îndepărtarea de această dragoste v-a adus regrete și suferință mare. Pentru alții, posibil să fie obsesia cuiva, să nu vă separați de voi. Dacă simțiți că această obsesie devine într-adevăr toxică, aveți puterea să vă eliberați de energiile toxice, de ce vă ține pe loc, da?
Aici e posibil, simt și o avertizare din partea îngerilor aceste de cărți. Simt că e posibil pentru unii aceste cărți să avertizeze și despre o altă persoană, nu cea care va aduce dragoste și în care a manifestat lumină, o altă persoană care este obsedată, ca nu cumva e voi să vă găsiți fericirea și wow, să-i părăsiți pe ei. Wow! Ce mesaj vine. Ok, spânzuratul invers, poziția fiicilor odată. De două ori. De trei ori. Șase de cupe. Aici este. Șase de cupe. Și împăratul. Da, vă este teamă că nu vă puteți rupe de acest împărat. Ori, de acest împărat, în ce sens? De responsabilități, de un personaj autoritar, de o situație în care voi trebuie să manifestați responsabilitate și nu vă puteți rupe de aceste lucruri ca să manifestați sufletul pereche. Dar este doar o frică, că sufletul pereche este aici, da? Către care trebuie ori să vă întoarceți, ori să-i așteptați că se întorc ei, într-o formă sau alta, repet. Apoi, această frică este cauzată și, da, că aveți copii, probabil și copiii participă la această eliberare mai grea. Nu aș spune imposibilă, că nu e imposibilă, e doar în frica voastră. Da, e frica voastră că nu se poate. Dar, dacă aveți responsabilități familie, aici este. Pentru unii dintre voi. Sau poate ei, sufletul vostru pereche, se dezleagă foarte greu de un trecut, de niște sacrificii, posibil și asta, de o persoană autoritară. Poate ei. Și vă e teamă că nu o să se dezlege, nu o să se descătușeze de karmă, de greutăți. Am zis, voi vedeți cum se manifestă cărțile. Nu vă creez eu scenariu. Nu. Să-și asume cine vrea această responsabilitate. Trei de spade invers. O dată. De două ori. De trei ori. Tai Chi, Tai Chi, Tai Chi. Vai ce mi-a plăcut cartea aceasta. Când am făcut-o. Eu. Nu că am făcut-o eu, dar eu când le lucrez cu mare drag. Aici este ca să vă vindecați acest trei de spade, de această decepție. Interesant, trebuie să lucrați cu energia voastră, cum a zis, cu puterea, da? Să vă transformați înăuntru vostru. Poate iar este cineva cu această vibrație specială care vă ajută să fiți vulnerabili, da? Către care ar fi frumos să vă întoarceți și care vă alină, vă vindecă, o energie, Tai Chi, energie, în mișcare, da? Nu vă ține pe loc. Aici este energie, da? Care stagnează sau care merge înspre negativitate. La roata norocului. Tai Chi e altcineva care lucrează cu energiile, e în echilibru yin și yang, manifestă creștere, primăvară, da? Este și soare, este și lună, da? Este în echilibrul. Tai, tai, tai. Poate vă spune ceva taiul ăsta pentru unii dintre voi. Și povestea acestei lucrări este foarte faină. Dar, dacă e un personaj, există un personaj care vă dă o energie foarte faină și vă alină. Chiar dacă ați suferit, v-ați îndepărtat ce ați suferit, încă vreți să mergeți, energia lor vă atrage, vă vindecă. Vi doriți. Încarca și vindecători, am zis, sufletul pereche poate să fie un companion, neapărat în călătoria noastră, în viață. Nu musai. Un iubit, iubită, rămâne de văzut cum permite și situația, da? Vai ce frumos! Deja simt că lucrurile se schimbă. Taici, shadow. Vă recomand pentru unii, dacă aveți dispoziție, să vedeți un film corean, se numește Shadow, care m-a inspirat în această carte. Și dacă Taiciu ăsta vă spune ceva, iar Ying și Yang.
Vă e dor de acest personaj. La vedeți că există și în fața, pe fața acestei femei, este o stare de dor. Da? Păi este dor. Și posibil și lor să le fie dor de voi. Da, au fost blocaje, uite, și turnul. Turnul, da? O separare. Da? Care v-a trezit, ia uite, v-a impus temperanță, vindecare, da? De vise, de opțiuni. Uf. Este un vis. Ce este un vis? Întrerupt, interesant, șapte de cupe, este un vis. Întrerupt. De niște blocaje bruște. Wow, ce presiune simt. Și îmi vine să plâng. Cavalerul de monede invers, te rog frumos, în viitorul îndepărtat. Da. Pământul. Aici. Wow. Și știți, în momentul în care a apărut cartea și am zis pământul, vă rog să căutați. Noi și pământul de Minulescu. Noi și pământul. Eventual o să caut, eu să-l atașez la comentarii, dar dacă ascultați și eu nu l-am atașat, puteți să-l puneți voi în comentarii. Noi și pământul. Wow. E o pasiune mare între două personaje. Dar, asta așa, un mesaj în plus. Apropo de două suflete perechi, de soare, de tai chi. Wow. Vă regăsiți echilibru. Veți începe, da? Aici apare nebunul, aici aveți, în prezent aveți asul de monede și spre sfârșitul lunii asul de monede. Începeți ceva nou, într-o formă sau alta și vă regăsiți echilibru. Dacă lucrurile au mers foarte greu, sau ați simțit, am zis că, da, vedeți, nu știam exact dacă se accelerează lucrurile sau stau pe loc, dar în prezent aveți senzația că stați pe loc. Dar totul depinde de forța voastră, de focul vostru, de soarele vostru, cum reușiți să-l mișcați. Voi sunteți cei care vă mișcați, da? Voi sunteți. Nu vă lăsați influențați de exterior, ci voi influențați exterior, vă rog frumos, fiți puternici, dragii mei. Pentru că mesajele astea sunt convinsă că nu le-au zis oriunde. Și dacă ați stagnat sau lucrurile au avansat foarte greu, vă găsiți echilibru. Mai dăm o carte pentru viitor. O dată. Vai ce-mi place. De două ori. Oh. Prințesa de spade. Începe să comunicați cu cineva. Eventual studiați. Prințesa de spade studiază. Studiați cum să vă găsiți echilibru. Ah, ce frumos mesaj. Găsiți un izvor care vă va hrăni cu inspirație. Vai, ce frumos, îmi place elementul apă ca și izvor de inspirație, de vindecare. Acum, trei de cupe clarificăm. Renunțați clar la niște conflicte, trei de cupe. Vă îndepărtați de cineva care vă creează conflicte mentale cu cinci de spade. Regina de foc poate prea seducătoare, dar cu conflicte mentale, ca să vă găsiți echilibru pentru unii dintre voi. Acum. Mai dăm o carte totuși, o dată. De două ori. De trei ori. Patru de spade. Aici este. Analizați, vă vindecați de triunghi, dacă a fost un triunghi amoros. Și dar nu e obligatoriu să fie amoros, repet, poate să fie un hobby, o pasiune, niște responsabilități care vă îndepărtează de sufletul vostru pereche, da? De doi. Dar uite că apare doiul, da? Deci trei de cupe merge către doi, dar cu vindecare, cu ordine mentală, cu analiză, cu temperanță. După o perioadă de lungi tăceri și rugăciuni, mulțumesc de inspirație, da, clarificăm magicianul. Cine v-a păcălit odată? Doi. Poate v-ați păcălit voi? De trei ori. Justiția, interesant. Se face justiție, clar.
se va face dreptate într-o situație în care a fost nedreptate. Ori voi faceți dreptate față de cineva, ori viața face dreptate. Da? Wow! Aveți balanță, gemeni? Da? Aveți balanță, gemeni? Regele de spade și luna? Niște secrete? Da? Se va face dreptate. Clarificăm regina de spade invers. Iar vorbesc mult, dragii mei, fecioarelor. De două ori. Cui nu-i place, asta e, să fie de bine. Prințesa de pământ, asta e. Și regele de pământ. Ce simt acum? Regina de spade nu este în energia sa cea mai bună. Este o energie negativă care vorbește urât sau nu vorbește sau gândește, dar gândește negativ. Prințesa de pământ vrea să manifeste ceva. Dar ce? Ia mai dăm o carte. Dată. De două. De trei. Trei de monede. Aici este. Studiați cum să vă reconstruiți viața. Și interesant, în acest studiu, cum să vă reconstruiți viața, adică cum să începeți să vă echilibrați, da, și să începeți acest as de monede care apare insistent, poate să fie după o perioadă de tăcere cu cineva sau poate conștientizați unii dintre voi mai tineri, da, pentru că sunt diferite categorii, conștientizați că încă n-ați ajuns la înțelepciunea necesară cum să construiți și din acest motiv. Vai, ce-mi place când văd mai multe variante. În acest motiv, pentru că nu aveți încă, eu știu, experiența, înțelegerea cum să construiești ceva, trebuie să studiați. Eventual trebuie să vă întâlniți cu cineva și să exprimați niște lucruri practice. Dom'le, cum am putea să, da? Să luăm de la zero, da? Da? Să fim puternici împreună, interesant, magnetismul și puterea. Puterea o avem și aici. Și am zis că e o atracție foarte mare între voi și cineva. Clarificăm asul de monede. O dată, de două ori, de trei ori pentru fecioare. Ah, ce frumos! Colaborare cu îndrăgostiții. Colaborare. După o perioadă de mari decepții, de dor, de suferință, eventual, repet, alegeți, pentru că îndrăgostiți înseamnă și alegere, alegeți reconstrucția voastră, alegeți să începeți ceva nou cu oameni care vă înțeleg, vă acceptă, vă iubesc, suflete perechi, da? Către care puteți să vă întoarceți sau care revin în viața voastră, repet, dar alegeți această nouă direcție, schimbarea de energie despre care am vorbit, totul depinde de voi, de alegerile voastre, dragii mei. De a zic, în aceste etalări, voi alegeți ce vreți să manifestați. Eu nu vă creez scenariul. Nu, eu vă citesc cărțile și atât. Da, din când mai dau și o sfătulețe, nu insist prea mult, pentru că sunt alegerile voastre, îndrăgostiți, alegeri, da? Alegeți să vă eliberați de energiile negative, de dor, de... Nu doar de dor, cât de regrete, de doliu, de stările negative, da? Alegeți acest as de monede. O nouă variantă a voastră, o nouă viață, ceva frumos, valoros, frumos. Mie îmi place. Sper că vă place și vouă. Nu cred că sunt subiectivă, că e etalarea mea, dar chiar îmi place cum s-au clarificat cărțile. Sper să vă placă și vouă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau. Spuneți-mi dacă v-ați întâlnit cu sufletul pereche. Ha, ha. Numai bine. Pa, pa.